Să știți că nu este suficient ca din 4 în 4 ani să retragă câte un candidat. Vă aduceți aminte, acum 4 ani au retras o altă persoană care se poza cu anumite chestii pe nas. Acum l-au retras pe domnul Ioniță care le scotea pe gură sau de asta tot la telefon le trimitea. Aceștia sunt oamenii pe care i-au, îi reprezintă, îi folosesc din 4 în 4 ani și mai sunt și alții ascunși care comentează de pe conturi false, probabil pentru că nu i-au identificat încă. Le atrage în public atenția liberalilor să nu mai pună pe liste oameni care înjură brăilenii, oameni care jignesc și care fac parte dintr-o altă categorie socială și nu cea pe care vor să o voteze cu toții. Totodată, vă aduceți aminte, cu domnul Ioniță au fost mai multe episoade, nu doar acestea, sunt multe jigniri pe care dânsul le-a tot aruncat în spațiul public. Acestea au ieșit acum la iveală pentru că e în campanie electorală. De eu nu pot să uit acel episod în care a molfăit o gumă, apropo de tema respectivă, în timpul unei ședințe în Consiliul Local și n-a căutat nimeni să vadă dacă nu ne rămâne acum amintire după retragerea lui pe listă ceva lipit sub masă. Este absolut descalificant faptul că din 4 în 4 ani liberalii folosesc astfel de oameni. Și oare câți ori mai fi ascunși pe listele lor? Dar la ce categorie socială vă referiți, cu domnul psiholog? A grobienilor.